Vă invit să bem o cafea la Veneția, acolo unde știu că ați petrecut niște momente speciale. Da, e foarte frumos. Aici am fost de ziua mea, acum câțiva ani, și ne place foarte mult Veneția. Aici te-a cucerit, Paul, în orașul iubirii? Nu, a doua oară. N-am eu atâta romantism. Paul m-a cucerit de mult și m-a cucerit în orașul iubirii numit București. Și te-a cucerit definitiv? Definitiv, în Veneția eram cucerită deja. Ce-ar face Magda din clanul în Veneția? Vai de mine, îmi dai seama câte întâlniri ar avea. Imaginez. Câte întâlniri la miez de noapte, da, pe străzile Veneției înguste ar avea Magda. Da, ar face multe Magda acolo. Mie îmi plac femeile cum e Cătălina. De fapt, femeia cum e Cătălina este perfectă, suficientă pentru mine, dar Magda nu e genul meu. Mie îmi place Cătălina pentru că e rafinată, este elegantă și în primul rând am ce să vorbesc cu ea. Ați avut o nuntă de vis. Mulțumim! Loc de bas. A fost, da, ca în filme? Da, a fost superb. A fost super fain. Și am avut o super petrecere. Și decorul și... Voi ați fost foarte frumoși. Mulțumim. Voi ați avut niște rochii superbe. Mulțumesc mult de tot. Ați fost așa ca într-un basm, în alb, amândoi. Da. Păi asta a fost ideea Cătălinii. E un tărâm de basm pe placul copiilor. V-ați gândit la al treilea copil? Da, eu m-am gândit la un moment dat. Eu m-am gândit la un moment dat, dar apoi am abandonat ideea. Cu că-ți văd încântat pe Paul și de asta. Paul nu s-a gândit, am zis, eu m-am gândit, da, la al treilea copil, fără Paul. Paul nu s-a gândit la asta, de pentru zis, că no, e, păi, foarte complicat. Ce mai contează? E milionar în iubire. Da, este greu. Este greu. Da. Eu nu mai văd. Mie mi se pare că subiectul e deschis, așa, după cum sună. Deschis la ce? La discuții. La soartă. Nu, nu e deschis deloc. Tu l-ai deschis, noi îl încheiem. Eu vorbeam cu Cătălina, nu știu de ce. Nu știu de ce. Nu, nu mai. Ne încurci. Da, nu, păi nu pot să iau decizia de una singură. Asta, da, e o decizie care se ia. Dacă vrei, dar nu cu mine. Păi în Cuba de ce nu s-a făcut revoluție? Că e cald, e băutură, e rom, e dans, e muzică. Da, facem mâine. Nu-mi fac griji. Spaniolă vorbești? Da, el vorbește, da. O punghesc așa, da. Da. Și cum ar suna titlul unei piese de dragoste pentru Jojo? O, dar nu mă întreba, că nu mi-aduc aminte atât de multe cuvinte. Ceva? Nu știu, la mujer de mi vida, ceva. Îți dau eu titlul, tu ești cu arta și cu ideile. Eu nu vorbesc spaniolă, nu te uita la mine că ți-aș da eu un titlu, dar nu vorbesc spaniolă. M-a luat tare. Ceva de corazon, puternic. Mi podera. Cafea cu visuri vă este prezentată de Apa Bucovina. Bine v-am regăsit la Cafea cu visuri. M-am gândit să invit în acest episod cu numărul 10 un cuplu de nota 10. Doi actori talentați, pasionați de călătorii, proaspăt deveniți soț și soție într-o călătorie. Cătălina Grama, Jojo, cum te știe toată lumea, și Pauli Pate, bine ați venit. Salut. Felicitări și Casă de Piatră. Mulțumim. Mulțumim mult. Mulțumesc că ați acceptat invitația mea la Cafea cu Visuri. Mă bucur că ați reușit să ajungeți în sfârșit. Da, să păi vorbim de ceva să vrem. Împreună o cafea. Pentru început, vă invit să bem o cafea la Veneția, acolo unde știu că ați petrecut niște momente speciale. Da, e foarte frumos. Aici am fost de ziua mea, acum câțiva ani, și ne place foarte mult Veneția. Ne-am tot propus să ne mai întoarcem acolo și să-i luăm și pe cei mici cu noi. N-au fost copiii cu noi? La Veneția n-au ajuns, nu. Aici te-a cucerit, Paul, în orașul iubirii? Nu, nu. A doua oară. N-am eu atâta romantism. Paul m-a cucerit de mult și m-a cucerit în orașul iubirii numit București. Și te-a cucerit definitiv? Definitiv, în Veneția eram cucerită deja. Cu ce v-a cucerit pe voi Veneția? Pe lângă faptul că orice parte din Italia este încărcată de istorie și, nu știu, oriunde îi merge, efectiv oriunde îi merge găsești ceva frumos, mie așa mi se pare, de aceea e și iubim superbă, atât Italia. De mult Italia, pentru că oriunde mergi, într-un sat, într-un oraș, fie că nu e un punct turistic, găsești ceva care să-ți placă. Deci pe lângă partea asta specifică a Italiei pe care o adorăm,
Veneția e aparte pentru că pare așa ca un decor de film, dacă vrei. Așa e? Da, da. Și, și vă simțiți în largul vostru acolo. Nu întâmplător se face și un festival de film acolo, da. Festival cu renume. Și ne simțim foarte bine acolo, e foarte romantic locul, e aparte. Da, e un loc în care n-ai cum să nu fii romantic, adică se, se așterne peste tine tu și decorul de așa natură și oamenii sunt așa... totul e într-un, într-un stil aparte unde nu prea mai întâlnești așa ceva. De-aia este și unică și mai ales că se ridică și se spune că se ridică și nivelul mării și o să se scufunde în viitor, nu știm și când. Și atunci e bine de văzut. Că... Așa că mai bine o vezi mai... cât mai repede, da. Care a fost cel mai romantic moment al vostru în Veneția? Oi, Doamne. Ah, bă, da, uite, eu știu. Cel mai frumos a fost când... Cel mai frumos. Unul dintre momentele pe care mi le amintesc. Când mergeam pe străzi și cântam. Da, That's Amore. Îți vine să cânti, frumos, atât de frumos e. Da. Cântam, da. Îi cânti des? Nu. Să-ți fie rușine. Nu, dar cântă, îi place, e pasionat de muzică, știu, compune, știu. Fredonează, e nebunit. De era cadrul perfect. Da, da. Mi-a cântat That's Amore, ce să mai cântăm? Da, e suficient. Ce-ar face Magda din clanul în Veneția? Vai de mine, te-ai seama câte întâlniri ar avea. Imaginez. Câte întâlniri la miez de noapte pe străzile Veneției înguste ar avea Magda. Da, ar face multe Magda acolo, dar nu cred că ajunge chiar în Veneția. Cred că se oprește aici clanul. Local, nu se știe, local. Nu se știe cum se extinde treaba. Paul, tu ce ai face? Te-ai plimba într-o gondolă cu Magda la Veneția? Cu ce ai face? Cu Magda nu, că nu e genul meu. Nu, mie îmi plac femeile cum e Cătălina. De fapt, femeia cum e Cătălina este perfectă, suficientă pentru mine. Dar Magda nu e genul meu. Mie îmi place Cătălina pentru că e rafinată, este elegantă. Și în primul rând am ce să vorbesc cu ea. Magda nu știu dacă aș avea. Cu Magda nu prea poți să vorbești. Da, nu-ți dă voie. Nici nu cred că e indicat să vorbești cu Magda. Mai bine o eviți. Că te sună tătuțul, da. Da, da. Cânti la chitară, ai o voce foarte frumoasă. Doamne, da, mulțumesc. În acest cadru, o serenadă era potrivită pentru Jojo? Dar nu e genul meu, adică... Ce al meu? Nu? Noi, noi suntem mai mult pe umor și comedie. Dacă vrei să spunem ceva ca amintiri faine din Veneția, n-au fost serenade. Uite, ne-am luat o cazare pe o barcă atunci când am fost în Veneția. Și culmea e că fix eu am ales cazarea. Da. Și am omis faptul că mie mi-e rău. A, ai uitat un mic amănunt. Da, da. Da, m-am gândit că ea fiind pe loc, mintea mea era pe loc, mi-am dat seama că era pe apă și se bălângânea. Așa am zis, dom'le, e perfect, vreau să-l fac pe Paul fericit, mergem de ziua mea. Am intrat pe barcă și barca se mișcă așa, zis, aolo, se mișcă. Nu, și... dar a fost, mișto a fost șocul ei, adică după ce deja stătusem pe barcă, petrecusem ceva timp, că ne-am cazat, că am pus bagajele și așa mai departe și șocul s-a întâmplat în momentul în care să ne culcăm. Și stând așa în pat, a făcut, deodată a zis, auzi, dar barca asta se mișcă. Culmea. Ce vei senzația că e pe uscat? Da? E normal că se mișcă. Mă, și mai trecea și câte un vas de la de croazieră imens. Asta a fost problema. Trecea niște, că... niște valuri. Da, Doamne, groaznic, mi-a fost rău. Mi-a fost foarte rău. Și cât a și stat? Am suferit că, fii atent ce se întâmplă. 3 zile, 4 zile. Da, ciudat era că atunci când mergeam pe uscat, așa, aveam rău de uscat. Îți lipsea ceva, da, nu? Da. Ne, pur și simplu mergeam ciudat, nu mai mergeam chiar drept. Deci îți priește totuși pe barcă? Nu. Deloc, dar nu, tot romantic a fost. Mă chinui să o conving de ceva ani să facem niște plecări din astea pe, pe barcă în Grecia sau pe unde să facă o veliere din astea. Frumos. Nu. Nu pot. Nici o șansă. Nu pot, nu. Am o problemă cu răul de mișcare. Fantastică, nu? Așa. Și aș merge, dar îți dai seama că toată lumea s-ar simți bine și aș fi într-un colț. Nu se știe niciodată. Poate, poate, te răzgândești. O să iau niște pastile. Am fost într-o croazieră. Dacă e vasul mare, nu simt așa de rău mișcarea, dar pe, pe un velier am fost odată ca niciodată și nu mi-a mai trebuit niciodată. Nu, nu mai vreau. Am prins și o furtună pe mare atunci. Ai fost norocoasă, l-ai avut la pachet pe toate. M-am rugat. Eram tot la o filmare, m-am rugat să ajungem la uscat. Deci era ceva groaznic. Da. Așa cum spuneai, femeile, cel puțin în România, aleg mai des destinațiile de călătorie decât bărbații.
ele văd într-o călătorie sau un city break fie o posibilitate de evadare sau de conexiune cu cei dragi. Pentru tine, Cătălina, cum e? Evadare sau apropiere? Sau ambele? Sunt amândouă, pentru că evadăm din rutina noastră zilnică, dacă vrei, care e frumoasă. Noi ne simțim foarte bine și acasă. Ne-am făcut o casă în care să ne simțim ca în vacanță. Dar intervin alte lucruri, programele copiilor, școală și așa mai departe, locurile noastre de muncă, și atunci normal că e un tip de evadare atunci când mergi în vacanță. Și este, în primul rând, un tip de conexiune, pentru că, da, avem mai mult timp de petrecut unul cu celălalt fără să fim preocupați de problemele de zi cu zi. Ceea ce e fantastic. De-aia iubesc vacanțele. Nu mai trebuie să fac nimic. Cine nu iubește vacanțele? Da, nu mai trebuie. Cunosc oameni care nu iubesc vacanțele. Nu cred. Da, sunt, da? Cunosc oameni care nu merg în vacanță. N-am cunoscut pe nimeni. Mm-hmm. Unde? Să stea în cuibul lor sau cum? Da. Și da? Să muncească. Ce să fac în vacanță? Să mă plimb pe toate străzile alea, să mă duci pe la muzee? Ce obositor, ce plictisitor. Mă întorc mai obosit decât mai am plecat. Mai cunoști oameni noi și locuri acasă, frumoase. Să dorm. Nu, da. Nu le place vacanța, da. Da. Dar voi ce tip de vacanță preferați? În doi sau cu prieteni? Nu, alternăm. Cu gașcă mare? Alternăm. Da, evident, eu sunt fan vacanțele cu prietenii, dar... Nu prea mergem în găști mari, găști mai restrânse. E foarte... complicat când sunt mulți. Da, să-ți aranjezi programul, nu prea îmi dorește ceva. Ceva. Mai mult de suntem un fan. Cuplu, doi prieteni sau hai să zicem maxim patru oameni, mergem. Dar să fie extrem de apropiați. Da. Altfel nu mergem. Nu, e prea să aveți chestii comune, nu? Să puteți dar să vă faceți asta, un program. E că nu, păi uite, când spun așa... Nu-mi place să fiu dependent de altcineva și să apar supărări din astea stupide, minuscule. Ce ai făcut? Te-am așteptat la micul dejun să căutăm? Doamne, iartă, n-ai mâncat. De ce mă aștepți pe mine? Da. Hai, ce facem? Mergem împreună? Dar nu da, vreau să vrea merg la plajă, acolo. Du-te vrea tu la terasă, acolo, îmi fac programul da, meu. Da, mai... da, așa e. Ce foarte e. Rar găsești oameni cu care să te legi atât de bine pe program și să nu existe niciun fel de discuții. Și în plus, pragmatic vorbind, este foarte greu și când ești la masă. Uh-huh. Niciodată nu găsești în țări ca Italia sau Grecia să găsești mese mari pentru o gașcă mare, este foarte complicat. Da, fiecare... Și apoi pune comandă la masă mâncare, e. Și apoi, comandă doamne, și mai ales dacă sunt pizza, mulți copii, deci este alte. Ceva, nu? Da, vei mai obosit decât ai plecat. Da, exact. Nu, și atunci preferăm vacanțele așa, într-un grup restrâns sau, da, în doi când se în poate, doi e avut, minunat. Nu, destule vacanțe. Am avut, în da. În doi sau avut. Cu copii și cu copii. Da. E perfect. Da. Nu pentru un city break, ci pentru un eveniment foarte important, ați mers în sudul Italiei. Da. Tot în Italia, dar în sudul Italiei, pentru experiența vieții voastre sau evenimentul vieții voastre. V-ați căsătorit. Da. Cum ne-am a fost? Căsătorit în Puglia și a fost superb. A de fost ce o tocmai locație. Aici? Am fost în Puglia cu un an înainte, într-un city break, exact cum ai spus tu, deci pentru un city break, și ne-a plăcut atât de tare locul, încât atunci când am luat decizia de a ne căsători, nu știu, mie mi-a venit primul lucru în minte că mi-aș dori să se petreacă în Italia evenimentul ăsta special, pentru că așa cum ziceam și mai devreme, Italia este un loc extrem de romantic și am vrut să trăim experiența asta. E un vibe aparte, e o stare aparte cu oamenii de acolo, italienii, mâncarea, muzica, e ceva special, da, adică e foarte aproape de inimile noastre, da, e un și mix de cum perfect. Suntem noi construiți și ce ne place gustul. Energia lor. Arăți aici chiar un loc în care am fost. Aici este un restaurant celebru. Mm-hmm, Grotta Palazzo. Aici este Polignano Amare, da. Și aici undeva, nu știu cum e. În dreapta, în dreapta, așa, după în dreapta, stânca asta, în dreapta. Este un restaurant unde noi am fost în anul despre care ți-am vorbit, înainte de nuntă, care este în top 10 cele mai romantice restaurante din lume și este într-adevăr spectaculos. Ați mâncat ceva acolo, nu? De... Am mâncat ceva, ați mâncat mâncarea ceva? N-a fost extraordinară. V-a venit ideea asta pe urmă. A, nu, ideea ne-a venit nu de acolo, nu din Grotta Palazzese, unde ți-am spus că e restaurantul ăsta super. Nu, ideea ne-a venit când am mâncat într-o maserie, pentru că maseriile sunt specifice zonei din Puglia și sunt ceva deosebit. Deosebit. La recomandarea unui prieten care este italian, am mers să luăm cina într-o maserie și atunci când am stabilit căsătoria noastră, am zis să o facem într-o maserie și așa am făcut-o. Da. Ați avut o nuntă de vis. Mulțumim. Într-un loc de bază. A fost ca în filme? Da, a fost superb. Absolut. A fost super fain. Și am avut o super toate lucrurile petrecere. S-au legat și decorul și
Voi ați fost foarte frumoși. Mulțumim. Voi ați avut niște rochii superbe. Mulțumesc mult de tot. Ați fost așa ca într-un basm, în alb, amândoi. Da. Păi asta a fost niște ideea Cătălinii. Toată familia a fost în alb. Da. Dar la început nu le-a plăcut foarte tare ideea, dar când s-au trezit acolo au zis, wow, s-au văzut toți în alb, așa, crem. Au știut dinainte pentru ce vin sau a fost da, o surpriză? Au știut. Pregătit. Dar când s-au văzut toți așa și mai ales la ceremonie, au zis, mamă, ce idee bună ai avut, ce fantastic, ne simțim excepțional. Chiar arată ca în filme, tot arată așa ca un pasaj rupt din filme. Păi a fost foarte, așa, știi, foarte ca frumos. O nuntă în stil italian, ruptă dintr-un film italian. A fost foarte romantic și frumos. Și vesel, a fost o veselie nebună. Și copiii lângă voi a fost... Da, bineînțeles, i-am avut alături. Ideală. Și pe verilor, a fost, în Italia am fost alături de familie, atât. Și a fost genial. Da. Oamenii cei mai importanți, probabil, alături de voi, care nu puteau lipsi dintr-un moment ca ăsta. Nu. Și copiii ce au zis? Copiii? Da. Copiii, în primul rând, s-au bucurat foarte mult de locație, pentru că locația era splendidă. N-ai parte prea des de așa ceva. Și de piscină, ca să înțelegi, pentru ei piscină. Ei s-au bucurat de piscină. Da, n-au înțeles măreția momentului. Nu prea, da, adică da, nu e, la vârsta lor nu cred că e conștientizată. I-am văzut emoționați la ceremonie, că noi acolo ne-am cununat civil. I-am văzut emoționați pentru că era totul așa decorat, frumos și am dat seama că au perceput totuși că se întâmplă ceva deosebit, că mai fusesem și la alte nunți, nu? Și i-am văzut emoționați, i-am chemat acolo în față, a fost super fain. Pentru că au fost alături de noi, ne-au strâns, așa Zora m-a strâns tare de mână cu mânuța ei, Achim a venit lângă Paul, a fost superb. Dar în rest a fost joacă pentru ei, joacă și așa este și foarte bine să fie. Pentru că așa au plăcerea mai mare. Dacă ar fi fost doar evenimentul în sine și să-l simt așa copleșitor da, ca pe un eveniment, foarte puternică. Pentru copii n-ar fi fost interesant, dar ei s-au jucat acolo cu verii lor, pentru ei a fost... O amintire foarte plăcută, mai ales că eram cu toată familia în vacanță, în mintea lor. Eram și în vacanță în același timp. Exact, și atunci ați asta e chiar perfect. O amintire deosebită. Perfectă, da? Aș putea spune. Da. Multe cupluri visează să se căsătorească într-o destinație de vis, cum a fost a voastră. Ce pași ar trebui să urmeze? Oho! Nu e simplu, din ce știu. Da, nu, n-a fost simplu deloc. Am avut câteva momente când ne-am blocat. Nu este simplu, însă nu ne-am dat bătuți. În primul rând, cred că primul lucru pe care ar trebui să facă după ce își stabilesc locația mult visată este să găsească un organizator local. E foarte greu să faci lucrurile de unul singur și dacă încerci. Adică noi am reușit să facem niște lucruri și doar noi, doi. Dar am avut pe cineva acolo, am găsit-o pe Martina Bațu, care ne-am prietenit. Am găsit-o pur și simplu online, am găsit o firmă din asta de organizare de nunți. Și nunt. V-a ajutat cu tot ce înseamnă organizare. Da, ne-am cunoscut mai întâi într-un video call, apoi ne-a arătat ce locații, ce... Așa a fost un parcurs întreg, deloc simplu, deloc simplu, dar în cele din urmă am ajuns până la final. Deci unul ar fi un organizator bun, doi ar fi să... își aleagă cu grijă partenerii pentru eveniment, pentru că acolo nu cunoști nimic, deci trebuie să sunt alte prețuri, este complet diferit. Da. Și atunci trebuie să faci o căutare mai atentă. Trei e problema cu actele. Asta e problema importantă. Da, este greu. Îți propui, găsești un organizator, un pic. Dar ca să pui la punct toate... Cu răbdare ajungi la capăt, dar trebuie să mergi. Cineva sau tot ați găsit pe internet actele necesare? Sau cum... Te întreb că foarte multă lume își dorește și au renunțat mulți. Actele se iau de acolo. Da, păi renunț la moment dat. Știi că te descurajezi când vezi că sunt atâtea... La un moment dat, Paul era... Ai fost un... Italia, de ce ai vrut în Italia? Da. Da, pentru că e complicat în fiecare zi, pentru că ce se întâmplă? De-aia spun că trebuie să fii foarte atent când te căsătorești afară. De exemplu, noi discutam cu Martina, această organizatoare pe care am cunoscut-o cu 7 luni înainte de eveniment. În cele 7 luni ne-a spus că avem nevoie de niște acte pe care le putem obține de la noi din țară. Da. Da? Noi am încercat să obținem actele respective de la noi din țară, am tradus niște acte, a fost ceva destul de complexă treaba. Și apoi, după 7 luni, și-a dat seama că, de fapt, actele nu se iau de la noi din țară și că trebuie să mergem în Italia să le luăm de acolo, de la consulat. Bine că ați avut tot timpul ăsta, știi, și n-a fost o treabă rapidă. Știi când am luat actele?
Păi nu, că l-am luat cu două zile înainte de nuntă. Deci a stat cu inima în gât până în ultima clipă. Da. Am crezut că nu ne mai căsătorim acolo. Da. Adică n-am, chiar eram, băi, mergem dacă măcar stăm într-o vacanță, dacă da. Asta e, am luat, facem o petrecere și ne întoarcem în România. Asta era e. Păcat. Era, de atunci era frumos că eram cu familie, adică pentru noi tot aia însemna cumva. Da, așa a fost să fie, totuși să vă iasă treaba acolo. Da, nu, deci e complicat, așa că trebuie să se pregătească bine și din timp. Și din timp, da. Să se informeze exact, pentru că nu e așa de simplu. Noi nu suntem cel mai bun exemplu de oameni organizați. Hai că am fost organizați, numai că Martina ne-a indus în eroare. A fost organizată. Da, serios, chiar am fost, dar ea ne-a zis 6 luni că se ia de la noi, de la primărie, de la noi, de la Starea civilă. Starea civilă, exact. Și apoi ne-am trezit cu 2 săptămâni înainte de nuntă, ne-a zis, zburați și voi undeva în Milano sau ca să vă luați nula asta, așa se numește actul. Uh-huh. Și zis, unde să zburăm acum în Milano? Noi aveam treabă, eram... Și până la urmă am făcut o programare în Bari, pentru cei doritori să se căsătorească tot în Puglia, e aproape Bari, și de Polignano Mare. Și am făcut o programare cu 3 zile înainte de eveniment și s-a luat actul în cele din urmă, da. Deci nu e așa de simplu, dar e foarte amuzant în același timp și e foarte frumoasă experiența în sine, dacă nu te... dezamăgești și nu te dai bătut până când ajungi acolo, experiența este cu adevărat unică. S-a și văzut din postările tale, este a fost unică. Ceva de vis. Da. Da. Deci să nu se descurajeze cei care își doresc. Nu. Dar în timp de organizare, cât ar trebui? Cu un an înainte să se gândească? Cum? Ce ai sfătui? Paul, tu ce zici? Cam așa, un an, nu știu, acum depinde de fiecare. De fiecare. Noi fiecare am fost și cât de complicat este. Înainte de eveniment. Depinde și de complex este nunta. De numărul de noi am invitați, avut o nuntă simplă. Da, la noi n-a fost nimic așa. Cu un număr foarte mic de invitați, pentru că am vrut doar familia și au mai fost 2 prieteni de-ai mei, cei mai buni prieteni ai mei, unii dintre ei, cam mai mulți. Dar este acest om care e ca fratele meu și a ținut neapărat să vină să și eu. Alături. Da. Dar în rest e, depinde și ce-ți dorești să fie la nuntă. Că dacă ai tot nevoie de tot felul de artificii din astea și de lucruri complicate, evident că atunci trebuie să... Dar noi n-a fost complicat. A trebuit mai mult timp de organizare. Dar noi ne-am dorit ceva foarte simplu, foarte intim, mic, nimic complicat. Nici măcar florile nu ne-am dorit să fie ceva... Extravagant. Că nu ne plac lucrurile astea. Oricum, o nuntă în afara țării nu cred că e cu sute de persoane sau mii. Vai, nu e. Poate fi dacă ești milionar. Da. Am văzut niște poze și Martina așa. A organizat niște nunți de milionari fantastice, tot în Italia. Cu sute de persoane, 100 și ceva de persoane. Da. Depinde ce gen ești. Unii preferă... Ești genul milionar și ai un carnet dar care îți place pe simplitate. Da. Dacă ești genul milionar, poți să faci... Ea nici nu știe că eu sunt milionar. O să afle. Nici eu nu știu că sunt milionar. Încă. Tu ești milionar, că ne-ai pe noi. Ești bogat. Da. Ai o familie frumoasă, ai tot ce trebuie. Am. Ați fost și în Alberobello, da. Este superb. Este orășelul meu favorit din zona Puglia. Căsuțele acestea deosebite, pitorești, se numesc Trulli. Numai aici găsești tipul ăsta de căsuțe. Deci un loc unic în lume. Foarte mișto. Da, nu se mai găsește și în 2 locuri, mi se pare, în Italia, dar ponderea cea mai mare este în Valle d'Itria, în zona asta specifică lor. Și la noi, în Maseria, unde am organizat nunta, am avut cazarea în căsuțe din astea Trulli. Ce frumos! Și sunt geniale, copiii s-au îndrăgostit de ele. Sunt cam povești. Exact cum ai zis tu. Exact așa arată, da. Iar Alberobello este un loc cu adevărat fermecător și unic în lume. Se zice, ei spun că, de fapt, dacă vrei să cunoști Italia cu adevărat și autentică și Italia aia veche și cu atmosfera adevărată de Italia, trebuie să mergi în zona asta, în Polignano Mare, zona Puglia, toată zona asta. Și da, sunt superbe toate localitățile. Sunt altfel oamenii, altă mâncare. Fiecare e în felul ei și este într-adevăr. Are farmec, Puglia are farmec, e simplă. Practic, asta îmi place că am vorbit cu atâți oameni de acolo și îi zic aici la noi la țară. Da, dar la voi la țară e fantastic. E foarte frumos. Vrem și noi și la țară. Și într-adevăr, acolo ei au produs ulei de măsline, propria lor mozzarella, adică fac acolo local, vinul lor, sunt foarte multe podgorii. Este cu adevărat fermecătoare zona asta. Și merită văzută, merită simțită, merită trăită.
Este Alberobello cel mai instagramabil loc din tot ce ai văzut până acum? O, sunt multe. Și Ostuni este și da. Monopoli unde Ostuni, am fost. Ostuni, eu când am fost cum zici, aia cu cetate, Ostuni acolo? Nu, Ostuni. Da, Ostuni, orașul alb. Da? Păi nu știu la ce. Unde ne-a trimis Ciufu acolo să mâncăm când era pe cetate, cum zice. Nu, aia, aia a fost stai că am un lapsus. Matera. Matera, da. Matera este acolo fantastic. Acolo zici că e butaforie tot. Da, e un decor de film. Zici că e un decor. E, și fiecare zici, oraș arată altfel. În momentul ăsta se schimbă decorul, vine cineva și strânge de aici. Da, suntem la Universal Studio. Da, este ceva de superb. De-aia zic, nu poți să spui despre un loc că e cel mai, nu știu cum cel e. Mai cel, nu da. Poți să vorbești de la superlativ din toate punctele de vedere. Aici, de fiecare exemplu, are farmecul lui. Mie îmi place cel mai mult Alberobello. Toate da? Sunt frumoase, dar mie îmi place foarte mult aici. Da. Da. Aici aceste căsuțe Trulli sunt specifice și într-adevăr nevăzându-le nicăieri în lume, da, este magnific. Este. Și mergi pe străzi și vezi tot felul de mesaje, versuri, din poezii, din cântece, mesaje motivaționale, mesaje de dragoste, scris așa pe uși, ce pe frumos. Pereți. Asta da. Să completeze, știi, toată da. Atmosfera da, asta. Da. Chiar a fost de vas pentru voi. Da, și o să fie în continuare. Noi v-ați propus să mergeți noi în fiecare noi ne dorim an? Să mergem, da, să, în continuare în Italia. Să sărbați da. Evenimentul? Da, da. Un an, doi. Și nu numai să descoperim locurile, pentru că noi am văzut practic un sfert sau aproape jumătate din zona aia. Și vrem să în vedem mai mult orășele. Și vrem să ne plimbăm. Pot să descoper locuri grozave în fiecare an, sunt convinsă. Eu un tărâm de bas pe placul copiilor. V-ați gândit la al treilea copil? Da, eu m-am gândit la un moment dat. Copil? Eu m-am gândit la un moment dat, dar apoi am abandonat ideea. Că-i văd încântat pe Paul și de asta. Paul nu s-a gândit, am zis, eu m-am gândit la al treilea copil, fără Paul. Paul nu s-a gândit la asta, de pentru zici, că... No. E păi foarte complicat. Acum, ce mai contează? E milionar în iubire. Da, este greu. Este greu. Da. Eu nu mai vreau. Și din punct de vedere organizatoric și ca și tip de energie, pentru că trebuie să ai energie pentru toți copiii la oaltă, am un respect deosebit pentru prietenii și cunoștințele noastre care au mai mult cu de doi copii. Copii. Da. Și care și lucrează, care și performează, pentru că e și asta o treabă. Da, okay, sunt super oameni, eu nu știu, nu înțeleg cum fac. Dacă îți dedici viața în totalitate acestui lucru, este o latură a problemei. Dar dacă vrei să și lucrezi, să îți funcționeze mai departe și vrei drumul și pe carieră, care ți l-ai ales, vrei și timp pentru este tine, complicat. Vrei da. Să te vezi cu prietenii, vrei să și călătorești, da. Vrei să faci un proiect, vrei să-ți îndeplinești și visurile, vrei să stai și cu soția, vrei să stai... A fost Anca Sera, știți știu că are a fost, da, Anca, șase da. Copii și tot timpul mă uit la ea, cum reușește să le îmbine pe toate și copiii sunt toți minunați, da, educați. Da, știu că sunt, știu, da, știu, știu. Îi dar la Anca sport, cred la că are activități. Totuși și ea niște ajutor, că nu cred că ar putea doar da. Ea singură, că știi și tu ce presupune da, creșterea da. Unui copil. Dar chiar și așa cu ajutor este complicat și noi mămicile știm asta. Anca, într-adevăr, este un subiect special și aparte, însă ea și-a dorit foarte mult asta și atunci știi cum este că... Nu pare greu când te uiți da, la da, ea, da. Știi, îți dă curaj. Când o vezi, zici, stai că da, atât nu de pare greu, dar complicat. E, sunt convinsă că e, da. Sunt convinsă că și are momentele ei în care nu e chiar așa de simplu. Dar atâta timp cât au luat decizia împreună și... Eu am zis așa, ar trebui să se facă o facultate de viitori părinți, știi? Și în primul an de facultate îți dă un copil de un an, la dă unul de 2, de 3, tot așa, la master îți dă unul de 6 ani, 5 ani, doctoratul ți-l faci cu un adolescent. Și eu cred din 8 miliarde cât suntem, cred că revenim la 3-4 cât nu mai fac... Ce vârstă vi se pare cea mai complicată? Toate. Bine, știi cum e, că atunci când ești părinte proaspăt, ți se pare că cel mai greu e în prima fază, mai ales ca femeie, ca mamă. E așa mi se pare. Pentru că nu dormi mic, deloc. Bebeluș, mi se dar pare dificil. Dar apoi vin alte lucruri. Eu învăț să să dorm din picioare. Mă plimbam în cerc așa copilul pe covor, cu copilul în brațe. Era buza groasă a covorului, așa, adormeam ușor, ușor în cerc, deja se instalase mișcarea și în momentul în care cădeam de pe covor, nu mai simțeam bordurile, pac, mă trezeam, mă băgam la covor. Da, înveți, și asta nu e un zic, problem. Uite, ți-e simplu, ce mai era încă unul acum? Cu unul. Da, era. Cu unul, simplu, nici cu ăla n-a fost simplu. Da, cu doi la noi și, da, cred că dacă ar fi fost al treilea, mă gândeam acum că au crescut totuși destul amândoi, Achim are 12 ani,
și Zora 6 ani și 8 luni și mă gândeam, băi, zic, dacă acum, pentru că ei au vârste diferite, sunt în momente diferite, timingul e diferit. Achim oricum nu-și mai dorește niciun frate. Dar ideea este că... Da. Eu mai am un frățior, da, pa, mă pup, am plecat. Eu mă duc la facultate. Da. Mă gândeam cum îi gestionam, pentru că tu trebuie să le gândești programul în așa fel încât să nu se plictisească niciunul nici celălalt. Și mă gândeam cu Paul și când am fost acum în Italia, săreau în piscină de pe o parte, de pe alta, unul își dorea ceva, altul altceva, eram și cu verișorii de vârste diferite. Asta zic, inclusiv pentru o vacanță e complicat. E complicat. Unul vrea să viziteze, altul vrea să stea la plajă. Și mă gândeam, acum dacă mai aveam un bebeluș, mama mea, cred că... Paul cea, da, un bebeluș ne lipsea. Dar cred că și eu mă duceam la facultate. La facultatea de părinți. Da. Da, mie mi se pare că subiectul e deschis, așa, după cum sună. Deschis la ce? La discuții. La soartă. Nu e deschis deloc. Tu l-ai deschis, noi îl încheiem. Cătălina, nu știu de ce. Nu știu de ce. Nu, nu mai, nu mai. Ne încurci. Da, nu, păi nu pot să iau decizia de una singură. Asta, da, e o decizie pe care să iau. Dacă vrei, dar nu cu mine. Nu pot să iau de una singură decizia și oricum, știi care e chestia? Uite, Achim a fost mai deschis la venirea pe lumea unei frate, da, mă rog, surioară. El și-a dorit surioară. Când am întrebat-o pe Zora, Zora e așa un fel de centrul universului, așa, se și percepe ea, pe ea însăși. Achim a mai renunțat un pic la ideea asta pentru că a avut o surioară mai mică. Da, Zora e ea cea mică. De la el, dar exact, exact. Și când i-am spus Zorei, s-a mai uitat la desene animate cu frățiori, surioare, nu știu, și când i-am spus Zora, ți-ai mai dorit să ai un frățior? Nu. Nu. De ce? Pentru că nu vreau să doarmă cu tine, să nu, adică să știi, nu vrea să mă împartă, pentru că na, fratele mai mare deja e în preadolescență, cumva ea e mezina, ea normal, e că ea doarme, ea, da. Și nu vrea, știi, adică e și asta o treabă, să știi că m-am gândit mult de tot important la treaba asta. Important să dorească și copiii. Da, e și asta o treabă, pentru că m-am gândit și la Achim, știi, și cât de mult îi iubim pe amândoi, când e primul copil, e un copil, el e unic, apoi mai apare cineva, știi, și... Și soțul trebuie să-și dorească. Da, soțul în primul rând. Dar nu e, pentru copil nu e simplu. Trece printr-o perioadă de adaptare, de schimbare și știi prea bine asta și nu e simplu pentru el. Să se dea puțin într-o parte și să-i lase... Da, și mă gândeam acum un Achim în adolescență cu Zora care de-abia iese din copilăria mică și cu un bebeluș. E deci tabloul este perfect. Tabloul perfect ca să fie o distracție totală. Deci... Și să mă mai duc și la filmări. Să mă uit la Paul ce face. Eu le știu, le cunosc prea bine. Da. Anul ăsta nu, am înțeles. Anul ăsta nu. Nu, anul ăsta a fost suficient. Cred că nu e suficient. Anul ăsta, pentru anul ăsta a fost suficient, da. Bun, atunci schimbăm subiectul și vă invit să bem o cafea la Festa. În Alicante, Spania. Da, locul unde știu că voi ați fost. Și v-a plăcut. Vă simțiți bine acolo, nu? Da, eu în Spania merg de foarte mult timp pentru că acolo am rudele de... Da, familia. Familia, nu știu, la 16 ani cred că merg acolo. Da, și călătorești des în Spania. Foarte mult. Pe Spania am făcut-o, cred că, de la nord până la sud, est, vest, am traversat-o pe toată. Iarăși este o țară extrem de frumoasă, plină de istorie, extrem de îngrijită. Nu are energia umană, are socială, energie. Cum e Italia, dar este un loc, sunt extrem de atașat și de Spania. Iar Alicante este faină, Spania. Un oraș... Și știi ce îmi place în Spania? Uite, în zona Alicante, chiar în zona Alicante, stă Vara lui Paul, care este și nașa noastră. Deci avem nașa în Spania. Și noi ne-am luat nașa iurea, nu? Da. Prin toată avem Europa. Unii în România, unii în Spania. Am avut două perechi de nași, practic vorul meu, care este ca fratele meu cu care am crescut, și verișoara lui, care este ca sora lui cu care a crescut. Și ei sunt în Spania. Și ce mi-a plăcut foarte tare în Spania, când am vizitat pe ei acolo în Torrevieja, am fost și recent de Crăciun și de Revelion, mi-a plăcut foarte mult, Oana, că pun foarte mult preț pe pofta de viață la orice vârstă. Sunt foarte mulți străini, norvegieni, nu știu, olandezi, englezi, care vin acolo și se retrag. Și am prins, un Crăciun pe plajă cu acești oameni de vârsta părinților mei,
care erau într-o vibrație și într-un dans și într-o poftă de viață totală. De viață. Da, da, cum da, la noi este tineretul, adică cum? Foarte faină treaba ceva asta. Ceva aparte, știi? Adică avem modelul părinților noștri, așa să zic, cum se distrează, se distrau, da, la vârsta lor. Nu, mai aici așezat. Era ceva, da. Aici era ceva special pentru că vedeai așa, în primul rând erau, se distrau, erau mega costumați. Unul un elf, unul un Crăciun, una Crăciuniță, cu grătare, niște grătare mici, cu fiecare a venit cu o friptură, ceva, niște sucuri, băutură, mese, așa. Nu deranja nimeni cu muzica. Era, oh, nu, foarte elegant. Nu era și, absolut, da, nimic deranjant. Se distrau, dansau, mega civilizați. Dacă se mai călcau pe picioare, pe nisip, pe acolo, nu era nicio problemă, te întorceai, zâmbeai, cereai scuze. A doua zi, plaja era absolut intactă. Da, curată. Adică, curată, ca la noi, nu găsești niciun gunoi, că nimic. Că a fost, da, că înainte a fost o super petrecere pe plaja aia. Și asta nu pentru că există din punct de vedere al, să zic, primăriei sau zona respectivă. Nu, oamenii de acolo de educație, nu mai au nevoie. Da. Sunt foarte civilizați și atenți, da. Și asta mi-a plăcut, i-am trimis un video mamei mele. Știi că aici, după o anumită vârstă, știi, ți se zice păcate, că ești bătrân. Da, da, și adică, bătrânii se plazează, intră într-o zonă de bătrânețe, de asta de parcă le moare tot cheful bine, de viață. Bine, ți se zice că ești bătrân și când ești tânăr. Dacă ai depășit 35 de ani, ești, ai bătrânit. Da. Gata, pa. Și mă gândesc la toți oamenii care s-au pensionat la noi în țară, care cumva, știi, nu au locuri în care să socializeze, niște cluburi, oamenii ăștia au tot felul de întâlniri. Și tocmai atunci ar trebui să se bucure de viață, că au terminat cu munca, da, exact, și după o viață de trudă să te bucuri. Să te bucuri și i-am trimis mamei mele, știi, apropo de toate tipurile astea de prejudecăți care există în societatea noastră, am trimis un video cu oamenii care se distrau. Și care, culmea, nu sunt caragioși, că asta nu e ideea. Nu, sunt fantastici, da, deci sunt de admirat din toată inima. Am zis că acolo vreau să mă retrag pe bune, nu vreau, da, să stau într-un loc unde să mă simt ne la locul meu. Vreau să simt că aparțin unei societăți, unui grup de prieteni și că am poftă de viață în continuare, nu s-a încheiat, nu, exact, după o anumită vârstă. Și am trimis mamei mele, ca să revin la ce spunea, un video cu o doamnă de 70 de ani care era în niște pantaloni scurți, foarte faină, bronzată și am zis, uite, mamă, zic că tot timpul te gândești că trebuie să fie lungimea, nu știu cum, și zic, uite aici, oameni, da, cărora nu mega le pasă relaxați de treaba asta și de etichetele foarte astea relaxați și de... Și mi-a plăcut foarte mult. Cum e și normal. Știi, noi am rămas așa cu mentalitatea normal, asta. Nu-mi pun de la o vârstă nu știu ce culoare, că nu... Exact, nu este potrivit. Zic, că aici, în momentul în care cade, ți se spune că ești bătrân, gata, eu trebuie să mă îmbrac ca un bătrân, trebuie să mă compor ca un bătrân. Și asta, ai, frate, te îmbătrânește că... înainte de vreme, până exact la urmă. E o presiune, da, a societății. Și asta te îmbolnăvește, că toată bucuria de viață. O imagine, da, fals construită și super învechită, când de fapt mai ai atâția ani de trăit. Hai să îmbătrânești și să îmbătrânești frumos. Deci o să fiți niște bătrânei simpatici în Spania. Noi o să fim la pensie, nu? Am imaginat, Paul o să fie... Mofluz, sau niște tinerei, poftim, scuze. Da, care nu se suportă adolescenții. Plecați de aici, uitați drumul de aici. Da, dar costumat frumos vei fi. Încă de el. El sigur va fi costumat. Ce niciodată vorbești? Te costumează Cătălina cu forța, vezi, te treabă. Da. Vă recunosc români în Spania pe stradă? Da, se întâmplă, se întâmplă. Ce vă zic? Nu sunt așa de mulți în zona aia. Sunt mai mulți, ți-am zis ce naționalități. Nu sunt așa de mulți doar români în zona aia. Vestici mai mult. Da, ce să ne zică? Nu, sunt oameni încântați, foarte ok, da, încântați. Când ne văd, ne salutăm, facem o poză, plecăm. Chiar se așa bucură. Și da, cred, da, că cei care sunt plecați au așa un dor de casă, mm-hmm, încât nu știu dacă sunt neapărat încântați că văd pe cineva pe care ei îl consideră, nu știu, bucătică celebru acasă, sau așa, dar da, mai degrabă este faptul că aparține locului respectiv, unde o parte din sufletul lui este, fără, mm-hmm, doar și poate, nu, a acelui român. Și atunci ei se bucură oricum. Deci v-ați mutat în Spania? Ne-am mutat în Spania, în, da, 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 ne-am mutat în Spania. Nu acum, mai nu acum, mai încolo. La a doua, a treia tinerețe. Dar în zona aceasta, pentru că este foarte, clima este perfectă. Ei au și de Crăciun 20 ceva de grade, mereu e verde, mereu ai un tonus bun, are energie bună. Bună, dacă e soare tot timpul și tot e cald timpul, și frumos, da, normal. Asta contează n-ai foarte timp să mult, deprimat, să știi. Da, da, m-am gândit că... Păi în Cuba de ce nu s-a făcut revoluție? Că e cald, e băutură, e rom, e dans, e muzică, da, facem mâine. Bun, sunteți romantici și atunci vă întreb, ce e mai romantic? Un apus
sau un răsărit în Barcelona? Ăsta e debate-ul nostru din totdeauna. Ne-ai nimerit. Lui Paul îi plac foarte mult apusurile și mie îmi plac. Și mie îmi place răsăritul. Și uite, așa am tot ținut-o. Completat, și totul e în buclă. Toate sunt romantice. Cred că, de fapt, romantică este asta iubirea. Asta este la Gaudi, nu? Da. Asta e în Barcelona. Din Barcelona, suntem în Barcelona, da. Da, suntem în Barcelona. Mm-hmm. Cred că iubirea este cea mai romantică și este romantică indiferent de locul în care te afli pe lumea asta. L-a pus. Bine. A răsărit în mijlocul zilei, nu contează. Știi de ce? Pentru că s-a consumat ceva frumos și vine noaptea și dacă ești o persoană nocturnă cum sunt eu, te mai și distrezi. Că dar noaptea... și la răsărit ai o, ai o zi în față. Da, dar răsăritul știi care e? Răsăritul e frumos numai cât e răsăritul. Dar după aia vine ziua, peste tine trebuie să te duci la muncă. Ai dreptate, da, așa trebuie e. Trebuie la muncă, e lumina aia dar puternică, în vacanță, nu-ți mai place. Nu mai pleci la muncă. Da, da, tot e. E peste zi așa, tot ai treabă, că ai copii, da, se trezesc copii, te trebuie să mergi cu ei, se duci la mare. În sfârșit, da, de e de acord ani, cu tine. Tot... A venit momentul să-ți dea dreptate. Da. Deci locurile preferate din Spania, care sunt pentru voi? Eu nu am mers foarte mult în Spania. Paula a fost, eu n-am ajuns el la Barcelona. El e specialistul în Spania, da? Specialist. E locul meu preferat în Spania, unde e familia, unde și unde, pentru unde mine, se, eu unde se mută acolo ei, acolo am mers. Am văzut așa, într-o fugă, Valencia, dar vreau, mi-am propus să vizitez Spania în anii următori, pentru că mi se pare fascinantă. Și în plus de asta, în Spania, îmi doresc să merg la Barcelona, dar îmi doresc în mod special să merg la Madrid, uh-huh, să văd la Prado pictura mea preferată, care este Las Meninas al lui Velázquez. Și n-am văzut-o niciodată în realitate, n-am fost la Madrid, tot am văzut-o propus, numai... Dar nu s-au legat lucrurile. Dar nu s-au legat niciodată, e un cel mai bun motiv, da. Îmi doresc mult de tot să ajung acolo. Paul? Sigur, care iubita lucrurile mea. Mele preferate din... Sigur, iubita mea. Da, dar cât noi mai ne-am curând. Propus, doamne. Dar n-am ajuns, chiar, am ajuns în alte părți. Numai că nu s-au legat lucrurile, am ajuns în alte părți de fiecare dată. Dar și când am fost în Alicante, tot am zis, hai, luăm mașina, mergem o zi, două, mergem în Madrid. Nu s-au legat lucrurile, nu că n-am vrut, doamne iertă-mă. Mie îmi place Madridul de nebunesc, este, și-l și cunosc, că doar am da, fost și l-am văzut de o grămadă de ori. O să mergem, nu-mi fac griji. Spaniolă vorbești? Da, el vorbește, da. O bunghesc așa, da. Da. Și cum ar suna titlul unei piese de dragoste pentru Jojo? O, dar nu mă întreba, că nu mi-aduc aminte atât de multe cuvinte. Ceva, nu știu, la mujer de mi vida, ceva. Ne îți dau eu titlul, tu ești cu arta și cu eu ideile. Eu nu vorbesc spaniolă, nu te uita la mine că ți-aș da eu un titlu, dar nu vorbesc spaniolă. Doamne, m-a luat tare. Ceva de corazon, puternic. Mi podera. Bun, si. Continuă. Da, gata, si, claro. Si. Claro. Sau vorbele celebre ale unui bărbat, si, tienes razón. Da, adică, da, ai dreptate. Razón. Uite, un titlu foarte bun pentru a mea. Da, ai dreptate, așa se cheamă. Tienes razón, da, e perfect. Da. Întotdeauna. Da. Cu ce staruri ați ieșit la o cafea? Am ieșit? Da. Cu cine am ieșit? Da. Cu cine ați vrea să ieșiți? Hai zi tu primul. Hai că e lungă lista. Na, da. De ce ai zis Meryl Streep? Că așa și cu Meryl Streep. N-a zis, stai. Zic altul. Pacino. Ah, de ce? Da, bravo, mă. Mă, parcă ați stat în aceeași casă, bine, așa sunteți. Bine, am ieșit împreună la masă cu Meryl Streep și cu Pacino. Și gata. Și cu Daniel Day-Lewis, dar ăsta nu e foarte... sociabil. Da, nu e foarte sociabil, dar aș sta cu el. Uh-huh. Mai am așa o grămadă de oameni cu care aș mă gândesc, care să trăiască, nu? Eu aș ieși la masă așa, cu Michelle Obama. Da. Îmi place foarte tare, mă fascinează și o tipă foarte faină și inteligentă și ambițioasă care a reușit. Și în primul rând cu Meryl Streep și cu Al Pacino, că sunt favoriții deci, mei. Mi-a furat. Mergeți împreună de data asta, da? Nu știu dacă vrea să o întâlnească pe Michelle, dar eu mi-aș dori. Nu, pentru cei doi. Da. Mai avem o grămadă de oameni, îți dai seama, pe care îi admirăm și da, ne uităm la ei. Tom Hardy, Christian Bale, îmi place mie foarte mult. Păi, de capul meu, nici nu vin acum toți cât sunt. Bem un pahar de apă Bucovina și mergem pe plajă în Thailanda, da, unde v-a fost tare bine, cred. Da, în Thailanda ne-a plăcut foarte tare. E o destinație de vis. Paula a văzut și Thailanda mai mult decât mine, dar e un loc care merită explorat, pentru că la fel, așa cum vorbeam și despre Europa, despre Italia,
sunt locuri diferite, cu senzații diferite, cu trăiri diferite și da, e o destinație de vis. Cum a fost? Știi, când mergi în călătoriile astea, în locurile astea speciale, nu mergi doar pentru loc, pentru locul respectiv și doar pentru vacanță. Mergi acolo și pentru cultura locului, cultura specifică a locului, adică să cunoști oameni. Mie asta îmi place foarte mult în vacanțe, să vorbesc cu oamenii, eventual, dacă e posibil, să și intru în casele lor și să stau cu ei la masă, să-mi gătească ceva de-al casei, să cunosc familia. Să le vezi viața lor acolo. Da, pentru că așa la hotel e simplu, știi, toată lumea te ține așa în puf ca să, că ești turist și trebuie să mai vii pe la ei. Nu, mie îmi place zona mai... Să ieși din pielea de turist, da, și să fii și să cunosc partea autentică a locului respectiv, da. De-aia și în Cuba, când am fost în Cuba, noi n-am stat la hotel niciodată, am stat la... în gazdă, în gazdă, la oameni acasă. Da. Și atunci e altceva, cunoști altfel locul ăla. Așa că Thailanda iarăși este un loc foarte frumos și pentru cultură și pentru partea socială. Acolo nu o să vezi, eu n-am văzut niciodată oameni nervoși acolo. Da, oamenii sunt într-un fel. Au o energie specială, în da. Bali, foarte calmi și relaxați. Da, pentru că exact ce vorbeam mai devreme, stau într-un loc unde este soare permanent, e altul spiritul. Și plus că nu au același ritm. Când stai lângă o plajă și trăiești într-o zonă turistică, nu ai același ritm ca și când stai în capitala unei țări, nu știu. Fără discuție. Indiferent care este aceea, n-are nicio importanță. Energia este alta, ritmul e nebun, viața este mult mai agitată. Acolo viața e mai relaxată, indiferent ce faci. Mâncarea asiatică vă place? Foarte mult. Nu mă dau în vântul pe aia, dar e bun. Sunt câteva lucruri care îmi plac, nu? Ce frumos, ei vă completați. Unul da, unul ba. Da, da, în toate, păi soarele sunt? Și luna sunteți. Da. Nu știu apusul care soarele și răsăritul. Și care luna. El e luna, că îi plac apusurile. Da, da, da. Da. Ce ați recomanda unui turist care ajunge pentru prima dată în Thailanda? Ce să facă și ce să nu facă? Să caute plajele sălbatice, plajele cât mai autentice și... nu foarte populate, nu, unde nu ai neapărat un beach bar. Așa, mai retras. Da, alea mai retrase, cu mai puțin turiști. Să caute barurile unde se cântă muzica live și eventual chiar baruri unde se fac și jam session-uri, adică poți să participi dacă vrei să iei un instrument și să cânți. Ați făcut asta? N-am făcut, dar e un loc unde vreau să ajung și se face treaba asta, dar în schimb am fost cu gașcă de prieteni acum mulți ani și i-am făcut cadou o chitară. Deci a prins ziua lui de naștere și am făcut cadou o chitară și atunci s-a cântat pe plajă non-stop o lună, 3 săptămâni cât am stat acolo, s-a cântat în continuu. Așa, să vizitezi și să viziteze insule, adică sunt foarte apropiate și poți să iei barca, du-te și pe insula aia, o vezi, seara te întorci sau a doua zi te întorci, e o cazare care costă nimic. Și deci să nu stai într-un singur loc. Nu. Și să se bucure de mâncare în piețele acelea de și piețele de pește, da. Pentru că, nu știu, uite, de exemplu, homarul, da? Este un lucru greu accesibil din punct de vedere financiar. Depinde, nu e pentru orice buzunar. Da. Dar în Thailanda toată mâncarea, adică mâncarea este ieftină în general, iar în piețele astea se gătesc toate lucrurile despre care doar auzi uneori sau pe care le vezi în meniu. Știi, da, și te gătește în fața ta acolo. Exact, și sunt proaspete și sunt delicioase. Aki m-a adorat asta. Era partea lui favorită să mergem să mâncăm în piețele locale. Deci fantastic este. Și e un loc fascinant, pur și simplu. Și chiar au piețele alea plutitoare. Au, Doamne, ce nu au. Am văzut tigri în Thailanda. Da, când eram gravidă cu Achim, am intrat între 11 tigri. Faimon și tigri, care nu știu dacă sunt îmblânziți sau neîmblânziți de călugări, dar am intrat. Da, sunt tot felul de lucruri fascinante, cultură diferită, mentalitate diferită, templele care sunt incredibile, sunt de vizitat. Fiecare templu spune o poveste și e aparte și, nu știu, e foarte frumoasă ca locație. Deci e bine și pentru copii. Da, și plus, apropo de ce zicea Paul, există niște insule mici. Noi am stat pe una. Nu o să vă zicem care. Mă pregăteam să zic. Da, nu zice, că se supără Silviu pe noi. I-am promis vărului meu că nu o să spun numele acestei insule, ca să rămână insula noastră. Să fie insula voastră, da? Da, i-am promis și mă țin de promisiune. Și sunt toți, dar sunt zeci.
Sunt insule din astea foarte mici, unde viața e altfel. Acolo chiar ritmul e foarte încetinit. Trăiești în slow motion, așa. Ai plaja în fața cazării, sunt bungalouri, nu este scump deloc. Mâncarea este proaspătă, copiii au apă și soare din belșug. Un peisaj paradisiac. Da. Cum arată pentru voi vacanța perfectă? Relaxantă. Nu cu foarte multă vizită sau foarte mult umblat. Adică o vacanță... Să aibă echilibru, da. Adică nu mă pune pe drumuri de dimineață să mă trezesc, am luat micul dejun, bang, am plecat și să mă tări pe toate străzile. Da, facem și asta, dar în primul și în primul rând ne relaxăm. Dacă e și plajă sau o piscină, cu atât mai bine. Nu mă băga în locuri aglomerate ca să mă sufoc, că sunt sătul, vin să mă odihnesc. Și da, așa dacă vrei, mergem și vizităm câteva locuri. Și sunt complet de acord. Pentru că suntem obosiți, adică avem o profesie care e antrenantă și e solicitantă. Da, și atunci avem nevoie de relaxare. Visul suprem, de fapt, ăsta este la final, când tragi linie, nu o să mai conteze nici carieră, nici nimic. Nimic. O să conteze faptul că familia e lângă tine și că își dorește să petreacă timp cu tine și te sună, hai să mergem colo, hai. Cam asta mi-aș dori, de fapt, la final. Așa le-am zis și pe celelalte două, pentru că încă pentru mine contează extrem de mult. Școala de actorie e un vis împlinit al vostru? Da. Da. Pentru că e un lucru la care ne gândim de foarte mulți ani, cel puțin eu m-am tot gândit la asta și ne-am gândit și împreună la asta, însă niciodată nu am găsit parcă curajul și timpul necesar. Da. E o responsabilitate. Foarte frumoasă. E o idee extraordinară. Da. Copiii sunt foarte mulțumiți, părinții sunt foarte mulțumiți. De când am deschis... Puțin așa sperăm. Nu, dar ne-au și zis. Iar de când am deschis Becoming, s-a schimbat ceva în viața noastră, sincer zic. Adică și structural, și ca actori. Suntem mereu în priză, pentru că lucrăm cu ei, exersăm împreună având cu acest ei. Acest exercițiu, da, suntem săptămânal, mai atenți un pic. Și atunci asta e o formă de evoluție a noastră personală și în timp ce evoluează copiii noștri pe care îi ghidăm, evoluăm și noi mai departe odată cu ei. Și este fascinant și este extraordinar să poți să dai ceva mai departe, ceva valoros, pentru că asta e o știință totuși, nu? Și să rămână și să știi că este de la tine. Lucrul cu copiii e mai greu decât cu adulții? Este greu, da. Este greu și... Vă solicită mai mult? Mult, mult. Și nu poate să-l facă oricine. Ai nevoie de foarte multă răbdare, de aceea... Și tact și... Da, și de umor. De foarte mult umor, de foarte multă blândețe, de foarte multă înțelegere. Pentru că, mai ales actoria, care este o artă aparte și e arta memoriei, trebuie să memorezi texte ca să joci, să ajungi să construiești personaje. E complexă treaba. Copiii mici nu știu să citească. Trebuie să-i înveți tu. Și atunci e un test de răbdare la fiecare curs în parte. Însă nu te înham la asta dacă nu știi că poți duce. Și surpriza pe care noi am avut-o în calitate de profesori a fost că credeam chiar așa, că având, mai ales că noi avem grupele, la noi acum copiii pot veni de luni până joi, luni, marți, miercuri, joi, începem de la 4:30. Și surpriza a fost că ne-au încărcat cu energie. Asta mă gândeam, că primiți de la ei. Da, adică deci am venit obosiți la cursuri pentru că și noi avem proiecte, repetiții. Este fantastic ce schimb de energie se întâmplă acolo. Vin și ne oferă atât de multe lucruri. Noi le oferim lor, ei ne oferă nouă. Ei sunt atât de sinceri și... Sunt atât de sinceri și de minunați, au energie atât de bună. Încărcați cu mine. Dintre cele mai frumoase momente este atunci când un copil care e mai timid, e mai temător, după câteva cursuri începe să se simtă în siguranță, da? Și se deschide, da, și acolo este uimitor și pentru noi, pentru că simțim că am îndeplinit o parte din misiunea voastră. Din misiunea noastră, da, e jumătate reușită, accomplished, cel puțin. Da. Cumva asta este misiunea noastră principală, pe lângă faptul că ei vin acolo să învețe arta actorului. Ceea ce chiar învață, pentru că noi suntem profesioniști și ne ocupăm cu plăcere și suntem dedicați acestui drum, adică ei chiar învață asta, fac spectacole, studiu de text, monolog, dialog, piesă de teatru. Cred că scopul nostru principal este să-i facem să se găsească pe ei înșiși și să capete mai multă forță, mai multă putere, curaj,
Cred tot ce se aplică și la nivel personal, nu doar în actorie. Și tot ce pare că lipsește cumva generațiilor noi, pentru că trăim într-o lume foarte vulnerabilă și sensibilă și de câte ori avem discuții cu părinții care își aduc copiii la curs, mereu se pune amprenta pe aceeași chestiune și faptul că nu au încredere, sunt timizi, nu se exprimă, nu socializează. Ceva specific acestei generații. Da, și mă bucură cumva că ceea ce am învățat noi de la profesorii noștri are puterea de a vindeca. Serios. Deci actoria chiar este o artă care are puteri vindecătoare de-a dreptul. Și nu este o exagerare, nu are puteri terapeutice, fără să fie terapie. Ceea ce iar este minunat. Noi nu suntem psihologi, deși am studiat psihologia și psihologia personajelor, dar actoria are darul ăsta de a schimba oameni, structural, serios, și de a le da putere, curaj, încredere în ei. Și nu e nevoie să devii actor. Și cu atât mai mult unui copil care e la început de drum. Cu atât, și atât mai mult unui copil. O temelie bună, da, știi? Este bucuria e cu atât mai mare, pentru că scopul nostru nu este să-i facem pe ei să devină actori. Plus că n-ai de unde să știi la 6 ani, 8 ani, 9 ani, da, dar uite că îi lăsați să-și descopere niște lucruri. Unii poate dintre ei își doresc foarte mult. Și pentru asta vin și pregătim ca atare. Pentru asta vin. Dar pe lângă asta... Scoateți la suprafață ceva poate neștiut. Da, la niște copii. Și pe lângă asta îi ajută în viață. De aceea am spus, chiar în vacanța din Italia am citit o carte și așa era numele unui capitol, Artă și Viață, și atunci am creat un fel de motto pentru Becoming, Artă pentru Viață, pentru că actoria mi se pare că artă pentru viață, din toate punctele de vedere. Pe lângă componenta asta și partea asta care e de ajutor, gândește-te și noi, cum ne deconectăm? Nu trebuie neapărat, ok, mergi la teatru, vezi un film, nu? Chiar e pentru viață și e pentru om. Și e importantă pentru noi. Nu cred că am putea să trăim fără asta. Serios. Următorul vostru vis legat de călătorii de data asta ar fi să ajungeți în sudul Franței. Da, cel aici mai... Aici la Monte Carlo sau unde? Ah, nu, am fost și la Monte Carlo. Nu, ne dorim să mergem într-o zonă simplă. Ți-am zis că noi suntem pentru simplitate. Nu că nu ne-ar plăcea și luxul, cui nu-i place. Da. Dar ne place să descoperim zonele astea mai autentice, mai originale. Există o zonă în sudul Franței unde a fost făcut un film. Păi n-am discutat despre asta. Unde a fost făcut un film care se numește A Good Year, că tot ne întrebai despre personalități, cu Russell Crowe și Marion Cotillard. Este un film sublim. Deci la voi filmul se îmbină în viața reală, cu film, cu dorință de a ajunge acolo. Nu puteți scăpa de film oriunde ați ajunge. Nu, și nici de semne. Știi, chiar cred în semne. Am văzut filmul ăsta împreună și ne-a plăcut foarte tare și am zis, măi, după Italia trebuie să ajungem acolo. În Bonio se numește zona, tot așa e, cu podgorii, vin local, brânzeturi. Rămâneți în temă așa puțin. Plimbări cu bicicleta. Păi asta ne place, știi? Adică fix asta căutăm. Căutăm viața. Eu cred că viața acolo e. Și la Monte Carlo e frumos. Dar eu cred că viața acolo e, acolo unde e simplu și adevărat. Știi care e faza? Da, locurile astea sunt foarte frumoase. Monte Carlo, Nisa, sunt lucruri foarte frumoase, ok. Dar momentul în care intervine, poate zic că, nu știu, mulți poate nu o să fie de acord cu mine. În momentul în care intervine zona asta financiară de un nivel foarte ridicat, poate unii o caută doar pe aia. Cred că totuși se dispare un anumit tip de simplitate, îți impune o anumită atitudine, lucru care... Și îți mai taie din bucurie. Nu te mai bucuri, ești în autenticitate. Bucuria nu e aceeași, da. Trebuie să păstrezi o anumită etichetă, o anumită imagine și așa mai departe. Doamne, să-l vezi, un film vechi, este foarte frumos, e genial și noi vrem să mergem acolo. Da, locurile astea ne bucură cel mai mult. Apoi mai avem și alte puncte pe hartă. Vrem să mergem în Scoția, vrem să vedem toate statele astea nordice. Da, vrem să vedem mai multe lucruri. Vreau să merg la pescuit acolo. Da, eu vreau să merg să le văd. Că tot îi place pe barcă. Da. Pentru că nu mă duc cu ea, Eu nu merg la pescuit oricum. Nu, acolo s-au dus prietenii mei anul trecut și este ceva de vis. Are ce face, își găsește pe acolo. Da, numai că acum vrem să mergem în Franța. Da, cred că toamna asta o să ajungem acolo. Unde? O să-ți povestim. Iartă-mă. În Franța. Măi, în film. Am treabă. Mergem în film. Că tot vorbeați de film. Paul, eu vă văd așa pe voi ca într-un film.
într-o mașină de colecție. Da, da, nu chiar așa de colecție, când avem bani ăștia. Și te rog să continui tu scenariul de aici. E, și aici Cătălina coboară din mașină și eu trebuie să dau o tură cu mașina asta, că ea are rău de mișcare și nu mă lasă niciodată să conduc. O să mergi foarte încet. Uite, până aici am mers foarte încet. Aici Cătălina coboară, undeva aici este o cafenea și zic, te rog să mă aștepți un pic, că mă duc să dau o tură. Și mă duc, mă plimb, eventual dacă găsești un circuit ar fi absolut superb ca să încercăm frânele, să vedem dacă-s bune. Vezi performanțele? Da, după care mă întorc, o iau pe Cătălina în mașină, o duc, uite, la iahtul ăla de peste... Care iaht? Ăla de peste drum, acolo, nu pe partea pe iaht. Păi e filmul meu. A, e filmul tău, bine, ok. Așa, și după aia traversăm, nu știu unde suntem aici. Unde suntem aici? În port. Da, de aici plecăm în următorul port, cu iahtul ăla de acolo. Bun, acum aștept Jojo de la tine, varianta ta de scenariu. Eu nu eram în filmul ăsta, asta nu era filmul meu. Erați veniți amândoi cu mașina până aici. N-aș fi fost niciodată în mașina asta. Bun, erai în port și l-ai văzut în mașină pe Paul. Nu mă uitam la el. Dacă îl vedeam pentru prima oară, nu mă uitam la el, pentru că, în primul rând, eu la vârsta asta a început așa să... Următoarea voastră vacanță. Da, următoarea noastră vacanță ar fi, dar n-ar fi așa, eu îți vorbeam de biciclete, de vin local, de... și mi-ai dat o... În acest scenariu, Cătălina. În acest scenariu. Nu te vezi? Nu o motivează tipul ăsta de scenariu. Nu motivează. Că... În acest scenariu nu eram eu. Eu zic că nu eram eu. În acest scenariu probabil că mergeam undeva, la un festival de film, la o premieră, la o petrecere a cuiva, nu știu, era cu totul altceva, dar cu siguranță nu eram în vacanță. Era Magda acolo, înseamnă. Nu, eram eu, dar într-un alt context. Nu eram în vacanța noastră. N-am face alegerea asta pentru o vacanță de-a noastră. Noi suntem mult mai liberi. Ce romantici sunteți, da, ce frumos. Da, suntem mult mai liberi în... Bine, mie îmi plac și mașinile. Le plac și mașinile, da. Dar cu mașina asta, probabil că am fi fost într-un alt loc. Într-un alt loc. Și ar fi arătat locul acela exact așa cum ți-am descris până acum. Undeva pierdut în lume, undeva foarte autentic, foarte simplu, foarte plin de viață, de bucurie și de romantism. Eu vă doresc ca următoarea vacanță să fie exact așa cum v-ați imaginat-o și pe sufletul vostru, pe așteptările voastre. Să dea Domnul! Vrem să mergem în Franța acum în toamnă. Și eu v-am pregătit un mic bagaj, un ce mesaj... Drăguț. Ce fain! Sugestiv. Let your dreams be your wings. Păi așa suntem și noi. Și să vă ducă, da, unde vreți voi, cum mulțumim vreți voi. Aici a intrat trusa de machiaj a Cătălinei. E perfect. Nu aveți nevoie de mai mult. Important e să fie fericită și mulțumită. Asta e un bagaj de 3 ore. Nu fi, cam, nu fi, că în ultima noastră vacanță am avut niște bagaje atât de mici. Când am fost în luna de miere, atât de mici au fost, da, dar corect, puțin mai mari. Și unde au încăput cele 3 rochii? Da, am avut, erau mici. Mici. Și n-am avut atât de multe farduri. Mai încap în cealaltă jumătate. Uite, despre de asta nu ți-am povestit, dar mai venim în alte emisiuni. Am fost tot în Italia, în Sicilia. Da. Tot romantic, cu o mașină drăguță, dar în Sicilia. Acolo, la mafioți. Da. Frumoasă și Sicilia. Da, foarte frumos. Trebuie să povestim. Da, altă dată. Mulțumim mult pentru asta, este super. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea la Cafea cu Visuri. Și vă doresc să aveți o viață de vis împreună. Și tu la fel, Oana, să aveți și voi la fel. Mulțumim mult. Mulțumesc și eu. Cafea cu Visuri, susținută de La Festa.